Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Elvira Gheorghiță și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Prețuiește Sănătatea. Pentru ediția de astăzi am doi invitați. Sunt doi medici tineri, le pot spune chiar excepțional fără să greșesc. Au învățat carte multă aici în România și au plecat la specializare în afara țării, în Franța. În anul 2014 erau rezidenți în Franța și li s-a propus de către managerul de atunci al Spitalului Colentina, domnul doctor Bogdan Andreescu, să revină în țară. Să revină în țară nu oricum, ci pentru a crea aici, în România, un centru de excelență în neurochirurgie. Ce au făcut tinerii doctori? Au spus da. Au spus da cu o condiție. Să poată să creeze aici, în România, în Spitalul Colentina, o clinică de neurochirurgie, așa cum există la Paris. De ce? Pentru că și pacientul român, pacient european, are acest drept să fie tratat la cel mai înalt nivel, cu răbdare, cu dragoste, cu pasiune. Așadar, să nu mai prelungesc așteptarea, am să vi prezint pe cei doi invitați ai mei. Este vorba despre domnul doctor Ionuț Gobej. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, că ați acceptat invitația Trinitas TV. Bine ați venit și mulțumim pentru invitație. Și al doilea invitat al meu este domnul doctor Dorin Bică. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați acceptat să fiți împreună cu noi în această ediție. Cu mare drag, eu vă mulțumesc. Așadar, vorbim despre medici care au plecat, medici care au revenit și, așa cum spuneam, au revenit nu oricum, ci pentru a face excelență. Excelența în neurochirurgie înseamnă vieți salvate. Multe, foarte multe vieți salvate. Domnilor doctori, ați lucrat într-un spital de stat, v-ați întors pentru a lucra acolo, ați creat această clinică de neurochirurgie de excepție, ați realizat operații unice în țară, poate chiar și în Europa, după care ați hotărât că este momentul să faceți și altceva. Ați creat o asociație care să ajute și medicii tineri pasionați de neurochirurgie sau poate de altă specialitate să ajungă în țări, în Occident, poate chiar în Statele Unite, unde dumneavoastră aveți relații foarte bune pentru că ați muncit pe brânci. Așadar, să încep cu dumneavoastră, domnule doctor Gobej. Ce proiect ați demarat după ce ați plecat din Spitalul Colentina? Bineînțeles, am continuat să facem ceea ce știm și anume să operăm. De data aceasta am privat într-un proiect în care împreună cu o rețea medicală am făcut o clinică unde încercăm să oferim pacienților noștri o alternativă la plecarea lor în alte clinici din străinătate. Știm că guvernul României cheltuiește mari sume de bani pentru tratamentul multor pacienți români în străinătate și cred că am făcut un serviciu în care putem să le oferim pacienților noștri aceleași tratamente pentru problemele dânșilor cum ar primi în Paris sau în New York. Și acum, domnul doctor Bică, dumneavoastră, ce ne spuneți despre acest proiect, despre acest pas pe care l-ați făcut pentru proiectul dumneavoastră? Pasul a venit în mod natural, ca să spun așa. Știm bine că, așa cum spunea colegul meu, sunt cheltuiți zeci de milioane de euro prin formularul E112 celebru sau și alte căi. Și atunci am devenit într-un fel concurenți clinicilor cum sunt Anadolu, Acibadem, AKH sau clinici Hanovra, de exemplu. Toată lumea știe despre neurochirurgia de la
Hanovra și atunci, în momentul ăsta, am creat și avem acest proiect care luptă cu acești concurenți. Ce înseamnă NeuroHope pentru dumneavoastră? Este o asociație pe care ați creat-o, care are și scopul de a-i ajuta pe medicii tineri, așa cum ați fost dumneavoastră la momentul la care ați plecat din țară. Ați plecat cu dorința de a învăța foarte mult, de a reveni făcând operații grele, operații pe care puțini neurochirurgi din România ar fi avut curajul să le facă. Principalul obiectiv al acestei asociații este deschiderea accesului către o educație de înalte standarde în domeniul neuroștiințelor pentru colegii noștri tineri și chiar și pentru seniori atunci când aceștia își doresc. Practic, prin relațiile pe care am reușit să ni le facem în străinătate cu colegii de acea specialitate sau de specialități conexe, reușim să facilităm accesul la educație în aceste centre colegilor noștri mai tineri care își doresc așa ceva, dar nu în ultimul rând am lansat și o să lansăm în continuare cursuri sau workshop-uri, mai corect spus, în care se discută teme din domeniul neuroștiințelor, așa cum ar trebui să se discute din punctul nostru de vedere în anul 2019. Dacă îmi dați voie despre asociație, aș vrea să vă spun cum am ajuns, de fapt, să ne gândim la asociația aceasta. Și eu și doctorul Gobej am muncit mult ca să ajungem unde, și la Marsilia, și la Paris, sau pe unde am mai fost, dar am muncit pe cont propriu. Și cred că ar fi fost extraordinar pentru noi, la momentul respectiv, să avem pe cineva care să ne orienteze, uite, la clinica asta trebuie să ajungi, clinica asta este bună, spitalul ăsta este bun. Noi am avut, cel puțin la început, un mare noroc să ajungem în clinici performante, apoi încet, încet ne-am ghidat spre clinicile foarte bune din Franța. Neurochirurgia este o meserie în care nu ai timp de pierdut. Nu poți să-ți pierzi 6 luni într-un centru slab sau un an într-un centru slab, te duci pe nu știu unde, neghidat, fără un fel de mentor, dacă doriți. Și atunci, asta încercăm să oferim colegilor noștri mai tineri, încercăm să le oferim o direcție, dacă vreți, și cu proiectul din spate, despre care vorbiți sau despre care ne-ați întrebat la început, un loc în care să se întoarcă. Pe noi nu ne interesează să drenăm și ultimii rezidenți din România spre străinătate, nici gând, departe de noi această dorință. Pe noi ne interesează să-i formăm cât mai bine și să le creăm o alternativă viabilă aici. Atunci când se întorc în țară, formați, să aibă un loc de muncă sigur și să spună, da, e la fel ca acolo. Da, mi-a plăcut condiția pe care ați spus-o, să creăm un centru similar cu acela care există la Paris. Era curajos la acel moment, e adevărat că managerul de atunci, doctorul Andreescu, ar fi făcut orice să creeze un astfel de centru pentru că ținea foarte mult să aibă în spital unități de elită, așa că imediat a fost de acord cu dumneavoastră, deși nu era simplu. Era până la urmă o continuare a muncii dumneavoastră de acolo. Noastră nu ați coborât nivelul venind acasă. Nu trebuia să vă adaptați la necazurile și nevoile noastre, ci pur și simplu ridicați standardul medicinei românești la nivelul la care ați practicat-o dumneavoastră la Paris. Pentru că vorbeam de modern, pentru că ne gândim că așa cum telefoanele se schimbă, sigur că și în medicină continuă apare ceva nou, o tehnologie nouă, o altă metodă de diagnostic. Aș vrea să vă întreb, de fapt, ce este, ce trebuie să știe un pacient despre această neurochirurgie modernă? Ce înseamnă ea? Neurochirurgia modernă înseamnă, practic, oferirea pacienților noștri a unui maxim de securitate a actului chirurgical și medical. Acest lucru nu se poate realiza fără tehnologie. Astăzi suntem practic dependenți de tehnologie și ea este foarte diversă și într-o continuă schimbare, astfel încât
cei care practică o astfel de meserie trebuie să fie tot timpul la curent cu noutățile și să aducă întotdeauna tehnologia necesară în locul în care lucrează pentru a oferi pacienților maximum zilelor noastre. Neurochirurgia modernă înseamnă, pe lângă un act medical la standarde și unul chirurgical foarte meticulos și atent cu detaliile, înseamnă și compasiune pentru pacient și un dialog permanent cu acesta și cu familia, pentru că eu consider că o mare parte din tratament, o parte semnificativă, este reprezentată de suportul psihologic și de buna comunicare cu pacienții și familiile lor. Adică un medicament foarte important și încă nu foarte bine studiat, care trebuie luat în calcul de către fiecare coleg medic în lume, cred că trebuie să fie înțelegerea pacientului și comunicarea bună cu aceasta. Dar poate chirurgul, are el timp să se ocupe și de pacient? Să aveți compasiune, să îi transmiteți gândurile dumneavoastră bune, să îi transmiteți speranță? Face parte din meserie, ești obligat să faci asta. Nu se poate să nu transmiți pacientului compasiune. Adică, în general, pacientul are o oarecare idee despre aptitudinile tale chirurgicale. Dar să știți că foarte mulți pacienți vin la tine pentru că au aflat că există și o oarecare empatie din partea chirurgului. Cine crede că un pacient vine la un doctor pentru că este un bun robot chirurgical, ca să zic așa, se află de fapt într-o mare eroare. Pacienții vin la medici și nu vin neapărat la niște chirurgi în ghilimele. Și medicina înseamnă nu numai actul chirurgical, cum spunea colegul meu mai devreme, înseamnă și să știi ce probleme are și ce frici are pacientul și să încerci cât de cât să le rezolvi sau să le ameliorezi. Apoi, nu e vorba doar de chirurg aici sau doar de medic. Da. Noi suntem o echipă și contează și asistentele, contează și anestezistul și neurologii și absolut tot personalul în această echipă. Pentru că noi ce încercăm să creăm amândoi, noi nu încercăm să creăm un nume. Noi creăm sau am creat deja un model, o clinică. Pe noi nu ne interesează pe noi doi să vină pacientul la doctorul X sau doctorul Y, ci noi vrem să creăm ceva în care pacientul vine la clinica respectivă pentru că cei de acolo sunt buni. Da, așa este, să nu fie o excepție. În clinică să fie doi, toată lumea vine la primii doi și după aceea închidem ușa clinicii. Exact. Nu. E foarte important, într-adevăr, să creați o unitate sanitară în care oricine să vină cu mare încredere. Și ceea ce trebuie să remarc este că din primul moment când ați venit în România, când ați mers la Spitalul Colentina, ați reușit să creați acest lucru. Ați creat o echipă, ați creat deja o listă lungă de așteptare. Mi-aduc aminte că erau foarte mulți pacienți atunci înscriși pe listă și deja numele dumneavoastră se lega în acel moment de acea clinică, acum de aceasta. Și pentru că în continuare ați spus că pe lângă acest lucru, apropierea de pacient, contează foarte mult, nu trebuie să negăm acest lucru, tehnologia. Pentru că au evoluat timpurile, pentru că trebuie să-mi aduc aminte și de această dată să revin asupra faptului că a fost mare senzație atunci când în România ați realizat prima operație la stat. La stat, așa este, cu pacient treaz. Mi-aduc aminte că toate ziarele vuiau cum să faci o operație pe creier cu pacientul treaz. Acum aveți foarte multe la activ, deja este cu totul altceva, dar aș vrea să vă rog să explicați ce înseamnă de fapt aceasta, pentru că fiecare vede momentul acesta ca și când eu am intrat în sală și dumneavoastră repede ați venit la mine și ați început operația. Nu, e ceva mai mult, dar este foarte, foarte interesant. Știu că la vremea aceea pacienta vorbea cu dumneavoastră, cred că recita și desena în timp ce dumneavoastră operați. Haideți să vedem ce este, ce înseamnă aceasta. Există funcții neurologice pentru care
încă nu s-a găsit o modalitate de a le evalua în timp real la un pacient anesteziat. Un exemplu ar fi funcția vorbirii. În trecut, tumori care erau în relație directă cu aria vorbirii erau considerate inoperabile pentru că exista un risc foarte mare de afectare a vorbirii odată cu tentativa de excizie chirurgicală. Astăzi, cu această tehnică în care operăm pacientul treaz, însă fără durere și fără disconfort dacă discuția cu el este una corectă, nici chiar măcar un disconfort psihologic, putem, practic, în timp real să ne dăm seama dacă un țesut pe care noi am dorit să-l excizăm mai are funcție sau nu. Dacă acesta mai are funcție, practic știm că nu trebuie să-l excizăm, iar dacă acesta nu are funcție, dar este în imediată apropierea unei zone cu funcție, putem să-l excizăm în condiții de securitate pentru pacient și fără să-i producem un deficit, în cazul nostru, fără să îl punem în imposibilitatea de a mai putea vorbi. Cu această tehnică se pot exciza tumori, cum am spus și mai devreme, despre care se credea că sunt imposibil de înlăturat și asta se întâmplă în cele mai multe cazuri. Vorbind concret despre acest caz, era o pacientă de 48 de ani, ea avea o tumoră mare, știu că i-ați făcut o anestezie generală, după care dumneavoastră ați trezit-o în momentul în care ați ajuns în zonele despre care vorbeați, acelea care trebuiau într-adevăr să facă dovada că sunteți pe drumul cel bun sau cum era? Povestiți dumneavoastră exact ce s-a întâmplat atunci. Au trezit-o anesteziștii. Actul chirurgical, dacă doriți, este în principiu același sau foarte asemănător cu ce facem de obicei. Aici anesteziștii au cel mai bila albă, dacă doriți. S-au pregătit, au citit, s-au dus și în alte clinici să vadă despre ce e vorba și aveau echipa chirurgicală care știa despre ce e vorba și după o oarecare muncă, pentru că nu am făcut în prima zi când am ajuns acolo, o oarecare muncă, am reușit să facem, să punem totul la punct. Deci a fost trezită. Așa. Și din acel moment dumneavoastră ați continuat operația. Deci, haideți să punctăm exact ce s-a întâmplat atunci. A fost anesteziată, ați început operația, e corect ceea ce spun, dacă nu, explicați dumneavoastră. Da, deci practic, foarte pe scurt, da. Când se ajunge practic la timpul operator în care se practică excizia tumorii, pacientul trebuie să fie tras tot timpul. Astfel încât noi știm tot timpul că nu creăm leziuni care să inducă un handicap pacientului. Este un rezumat care cuprinde bine ideea de chirurgie cu pacientul treaz. Practic, tot ce facem noi în sala de operație și în afara sălii de operație în această echipă, facem pentru a scădea riscurile la care este expus un pacient. Bineînțeles, niciodată nu există riscuri zero, dar o astfel de tumoră ca cea din exemplu dat, practic a fost considerată în multe centre inoperabilă, pe bună dreptate, pentru că dacă te apuci să operezi un astfel de pacient fără să dispui de tehnologia necesară, este practic imposibil să o faci fără să induci pacientului un handicap. Așadar, despre ce tehnologie vorbiți? Este o tehnologie care are multe, multe componente. Cum vorbeam înainte să începem emisiunea, există aproximativ 6 de instrumente diferite în sala de neurochirurgie aici prezentă în această clădire. E o zină. Așa încât nu cred că ne-ar ajunge mai multe emisiuni să vorbim exact despre ce tehnologie este vorba, însă în mare există câteva lucruri care sunt indispensabile pentru a face astfel de chirurgii posibile. Și anume echipa, cum am spus mai devreme, microscopul operator, care trebuie să fie unul performant și unul care este navigabil. Navigabil este un cuvânt așa complicat, poate o să intrăm în detalii mai târziu. Electrofiziologia, care ne permite nouă să testăm funcții în timp real, practic la fel scade riscurile pacientului. Electrofiziologia astăzi, din punctul meu de vedere, este o componentă esențială aproape în toate
intervențiile neurochirurgicale, pentru că dându-ne un feedback în timp real despre funcția la risc, ne permite nouă să facem operații mult mai sigure decât până acum. La fel, tehnicile de neuronavigație despre care am vorbit ne permit să facem exact ceea ce trebuie în locul în care trebuie, fără să stricăm alte lucruri. Cum se spunea încă de acum 2000 de ani, există un principiu care ar trebui să ghideze orice act medical, și anume primum non nocere. Adică mai înainte de toate să nu facem noi un rău pacientului, un rău evitabil. Când facem o chirurgie, orice fel de chirurgie, oricât de puțin invaziv ar fi, noi facem deja un rău. Însă, pentru că, de exemplu, tăiem pielea care e sănătoasă. Dar chirurgia minim invazivă și respectiv neurochirurgia minim invazivă își propune să aducă pacientului maximul de beneficii, dacă vorbim despre o tumoră, de exemplu, excezia tumorală completă, cu minim de leziuni pentru țesuturile normale din jur, fie ele foarte importante funcțional, cum ar fi, de exemplu, creierul, fie importante estetic, cum ar fi părul. Dacă respectăm principiile chirurgiei minim invazive în general, fiecare celulă vie din organism trebuie luată în considerare și dacă putem să nu o lezăm, trebuie să nu o lezăm. Astfel încât în neurochirurgie s-a ajuns astăzi de la incizii care măsurau, 30 de centimetri, s-a ajuns la incizii care pot măsura 3 centimetri pentru aceeași patologie sau la absența incizilor, de exemplu, intervențiile endoscopice prin nas. Practic, țelul, o să mă repet un pic, dar consider că este important, țelul neurochirurgiei minim-invazive și a chirurgiei minim-invazive în general este aceea de a oferi maximum de beneficii pacientului cu minimum de leziuni și cu minimum de riscuri. Încă mai există astăzi cazuri în care operați, să zic așa, ca pe vremuri? Neurochirurgia minim-invazivă e un concept și nu este despre cât de mică este incizia neapărat, deși peste 90% din cazuri poți să faci cu o incizie de 3-4 cm. Ce înseamnă conceptul acesta? Înseamnă că având toată această tehnologie la dispoziție, navigația, RMN-ul foarte performant, console pe care ne pregătim operațiile, de exemplu. Ăsta e un aspect care mi se pare foarte important. Eu nu mă duc și mă trezesc în sală că am ceva de operat acolo, ci pur și simplu am un planning preoperator pe care l-am făcut pe o consolă în birou. Uneori mă gândesc ori în șir, alteori îmi ia săptămâni să pregătesc o intervenție chirurgicală. După ce fac acest planning operator, te duci în sala de operații și faci intervenția respectivă. O incizie de obicei de 3-4 cm pentru o tumoră cerebrală îți permite accesul către toată această tumoră. Dacă operăm vreodată cu incizii mai mari, desigur, poți să faci incizii mai mari. Dacă tumora respectivă este, să zicem, are 10 cm și este aici, situată așa, atunci, desigur, faci o incizie mai mare, doar că aceste cazuri sunt destul de rare. O să mai fac o completare. Există situație ipotetică în care un pacient are o tumoră vizibilă care este cât jumătate de cap. Această tumoră, a nu se înțelege din ce a spus colegul meu, că nu se poate opera folosind tehnici minim-invazive. Da. Chiar dacă incizia este de 30 de centimetri, spre exemplu, iar nu este de 31 de centimetri, da? Și nici de 29, nu este de 29 pentru că nu se poate exciza fizic sub nicio formă acea tumoră printr-o incizie de 29 de centimetri și nu este de 31 de centimetri pentru că am incizat un centimetru în plus, lucru nenecesar. Despre asta e vorba în neurochirurgia minim-invazivă, de a face minimul de leziune cu maximul de beneficiu pentru pacient. Peste 90% din cazuri, cum a spus colegul meu, suntem capabili să rezolvăm cazurile neurochirurgicale prin incizii de 3-4 cm. Da?
Doar că atunci când facem inciziile mai mari, le respectăm întotdeauna principiile chirurgiei minim-invazive, adică minimul de leziune posibil. Din maximum posibil. Deci până la urmă, deci, practic, foarte bine punctat. Trebuie să existe un echilibru între beneficiile pacientului și agresiunea indusă de actul chirurgical, agresiunea inerentă actului chirurgical. Cum am spus, când scoți o tumoră din cap, faci o incizie în piele, piele sănătoasă, faci un decupaj în os, os sănătos, faci o incizie în dura mater, dura mater sănătoasă și de multe ori ajungi la tumoră și scoți tumora, care e foarte bine să fie scoasă, și nu mai faci leziuni altele suplimentare. Ei, aceste prime leziuni în piele, în os și în dura mater, ideal este să le minimizăm și noi facem tot ce ne stăm în putință să minimizăm aceste leziuni și să le facem atunci când suntem obligați și când este strict necesar. Ați vorbit puțin despre neuronavigație. Este bine să explicăm așa pe înțelesul oamenilor ce înseamnă de fapt această neurochirurgie. Mai devreme am vorbit despre incizii mici și despre neurochirurgie minim-invazivă. Atunci când faci o incizie mică, trebuie să ai o precizie foarte mare, precizie submilimetrică. Pentru a avea această precizie, omul cu capacitățile lui senzoriale nu este capabil să conceapă astfel de intervenții. În schimb, cu ajutorul unor tehnologii moderne, cum ar fi neuronavigația, noi putem să calculăm cu precizie milimetrică sau submilimetrică fiecare traiectorie de care avem nevoie, lungimea unei incizii, locul în care exact în care trebuie să fie un volet, un căpăcel osos, ca să folosim termenii ăștia, pentru a putea scoate în securitate o tumoră sau a putea face în securitate intervenția de care are nevoie pacientul. Neuronavigația practic este ca un GPS, așa, pe înțelesul tuturor, care ne lasă pe noi să știm întotdeauna unde ne aflăm cu vârful unui instrument sau cu focusul microscopului, astfel încât nu ne trebuie prea multe repere anatomice, adică nu ne trebuie să vedem țesuturi sănătoase, de exemplu, din jur, care sunt mult mai bine să rămână ascunse vederii noastre, pentru că ceea ce nu e expus are riscuri mai mici de a fi lezat. Dar când vorbim despre neuroimagistică, vorbim despre ceva diferit de ceea ce știm noi în imagistică, ceea ce cunoaștem noi ca investigații, RMN, computer tomograf, neuroimagistica presupune mai mult, altceva? Toate cuvintele acestea, neuroimagistică sau neuroanestezie, vin de fapt de la supra-specializarea radiologului, anestezistului sau orice altă specialitate pe un anumit tip de patologie. Neuroimagistica se referă la imagistica specializată a creierului și a coloanei vertebrale. Cu ce se deosebește neuroimagistica de imagistica generală, ca să zic așa? În primul rând, de munca enormă a radiologului, care dintr-o specialitate generală face doar RMN, CT cerebral și coloană vertebrală acolo. Deci avem radiologul care este specializat în această patologie. Apoi vorbim despre softurile pe care le are RMN-ul, programele mașinii ale aparatului, care sunt diferite. Și aș putea să vă dau un exemplu pe care tot mai mulți pacienți l-au observat, pentru că este foarte mediatizat, tractografia. Dăm din nou exemplul tumorii cerebrale, în care de data aceasta am făcut și tractografie. În prezent facem tot timpul tractografiile, pentru că au devenit standard, sunt standard în clinica noastră. O tumoră care infiltrează creierul, de obicei, trece pe lângă niște tracturi importante. Și neuroimagistica ne permite să reconstruim aceste tracturi și să le vedem. Efectiv, sunt verzi, galben, roșu, albastru și vedem cum trec pe lângă sau prin tumoră. Fapt care o achiziție de RMN obișnuită nu ți arată.
Ori ca și chirurg să intri în sală, să știi pe unde îți trec tracturile, în proximitatea sau chiar prin tumoră, este un mare pas înainte. Poți să intervin cu ceva? Vă rog. Ca să înțeleagă lumea mai bine ce sunt aceste tracturi, sunt practic niște magistrale pe care circulă informații între diverse arii cerebrale, informații care, de exemplu, pot fi despre vorbire. Și acest tract care duce astfel de informații, el poate să fie deplasat de către tumoră în locuri imprevizibile atunci când ne uităm pe un RMN normal. Astfel încât dacă noi aflăm pe unde trece acest tract făcând un astfel de RMN cu totul special, noi suntem capabili să ne planificăm chirurgia noastră astfel încât acea zonă să o protejăm, nici măcar să nu atingem, să nu mergem prin zona aceea cu traiectoriile noastre, cu abordurile noastre. Aceste investigații pot face diferența între un om perfect sănătos, fără nicio problemă neurologică evaluabilă clinic, asta înseamnă un om normal care se plimbe pe stradă și zâmbește și râde și are reacții conforme cu momentul în care se află, și un om care este profund handicapat, care nu mai poate să lucreze, nu mai poate să vorbească, nu mai poate, practic, să aibă grijă singur de el. Pe lângă pacient, este vorba și despre familia acestuia, care este într-o suferință uneori echivalentă sau chiar mai mare decât a pacientului. Astfel că un simplu amănunt din multele zeci sau sute pe care noi încercăm să le luăm în calcul, și anume tractografia, poate face diferența între un pacient care rămâne cu un handicap major sau un pacient care este perfect sănătos. Deci fiecare lucrușor de ăsta este important. Și care sunt patologiile pe care le abordați? Un spectru destul de larg de patologii, de la patologii tumorale la patologii vasculare. Ușor o să încercăm să extindem domeniul de activitate prin aducerea de noi specialiști în echipa noastră. Practic o să încercăm să asigurăm, de acum sper eu, în scurt timp, servicii cât mai complete în domeniul neurologiei și neurochirurgiei. Știu că ați stat în sală într-o operație 20 de ore, știu că ați participat și când erați în Franța sau în Statele Unite la operație care a durat 23 de ore. Toată lumea se întreabă cum ați reușit, cum ați reușit să stați în sală 20 de ore, despre ce anume era vorba, ce suferință era aceasta care a necesitat așa un interval mare de timp, pentru că n-ați stat singuri, așa cum ați spus de atâtea ori, ați stat în echipă. Ultima dată când am avut o astfel de intervenție a fost acum puțin timp. E vorba despre o tumoră benignă, însă situată într-o regiune foarte, foarte dificil de abordat. Ca să vă răspund exact la întrebare, atunci când este într-o astfel de intervenție, 20 de ore trec ca și cum ar fi, să zicem, 6. O, Doamne, nu pot să cred, doamne, doctor. Așa. Noțiunea asupra timpului se schimbă. Apoi, fără să ne propunem noi, organismul se adaptează la situație și nu există o necesitate acută de hrană sau știu eu de alte lucruri, pentru că o astfel de intervenție, ca de altfel orice altă intervenție, chiar și de o oră, necesită o concentrare importantă. Și atunci când ne concentrăm să facem ceva, practic uităm un pic de noi și de alte lucruri și încercăm să facem cât mai bine lucrul de care ne ocupăm în acel moment. Dar localizarea, din ce cauză a durat atât de mult? Ce era practic, mare? Era o tumoră care era și foarte mare și foarte vasculară, practic un ghem de vase, și era și în trunchiul cerebral, pe lângă niște nervi foarte importanti care se ocupă cu deglutiția, cu reglarea funcțiilor vegetative, o noțiune complicată. Practic era o tumoră cu risc operator foarte, foarte, foarte mare, care în antecedente fusese operată în alte centre de 4 ori, fără a putea fi îndepărtată niciodată. Acest efort de 20 de ore și o echipă extraordinară din care facem parte a făcut posibilă ducerea la bun sfârșit a acestei intervenții. Pacientul este bine,
este tânăr și are o speranță de viață echivalentă cu a oricărui om normal de vârsta lui. Dar după cât ați umblat, după cât ați studiat dumneavoastră, pentru că ați văzut foarte mulți pacienți, ați văzut foarte multă suferință, multe tumori, ați putea spune și care ar putea fi cauza apariției acestora? Nu. Dacă o să aflați care e cauza, o să luați Nobel. Deci bineînțeles că nu. Sunt anumite tumori, dar foarte puține, apar din cauza unor modificări genetice, dar în general nu știm de ce un pacient dezvoltă o tumoră și altul nu. Asta e o întrebare pe care frecvent o primesc în consultație și n-aș ști să răspund. Unii pacienți se învinovățesc, spun dacă am făcut eu ceva sau m-am lovit sau am mâncat, nu știu ce. În general, pentru tumorile cerebrale nu avem un răspuns, nu știm de ce. Aș putea, în schimb, să pentru metastazele cerebrale, dacă vreți, de cancer pulmonar, e bine, în cazul cancerului pulmonar știm sigur că o parte din aceste cancere sunt generate de fumat. Dacă vreți, uitați, un factor care generează secundar tumori cerebrale, și anume metastazele cerebrale ale cancerului pulmonar, sunt generate de fumat. Există și alte tipuri de cancere care pot da astfel de suferințe? Da. Să apară tumori, adică să fie localizări, alt cancer, cancerul de sân sau cancerul de col, sau acestea sunt, pot la rândul acestea lor? Sunt primele trei în frecvență, dacă doriți, cancerul pulmonar, cancerele de sân și, în general, cancerele ginecologice, cancerele din zona digestivă. Și toate acestea pot da metastaze cerebrale. Metastaze cerebrale. Dar nu, nu este obligatoriu, dar nu pot e obligatoriu, da. Dar pot da. Da. Restul cu loviturile, am căzut, m-am lovit la cap, este ușor un mit în opinia noastră? Da, e un mit, de fapt nu se concretizează deloc. Sunt ceva studii în literatură care spun că ar exista o oarecare corelație, dar nu sunt semnificative statistic, deci nu putem să spunem că o traumă cerebrală generează tumori cerebrale. E o legătură foarte mică. Adică aș ști despre ce să spun, dar nu cred că trebuie transmis acest mesaj așa. Dacă cineva s-a lovit la cap, șansa să facă o tumoră cerebrală este aproape de zero, e infimă. Am înțeles. Și nici regimul de viață nu poate să meargă până într-acolo? Ba, dar regimul de viață sigur poate să meargă. Așa cum a zis colegul meu, noi nu știm ce a declanșat o tumoră la un pacient. Dar statistic vorbind, frecvent, noi știm niște factori care predispun la tumorigeneză. Și a fost dat exemplu fumatul, dar alimentația defectuoasă, de exemplu, Organizația Mondială a Sănătății anul trecut sau chiar la începutul anului acesta a spus dacă un consum crescut de carne procesată este un factor de risc pentru cancerele de sferă digestivă, de exemplu. Carne procesată înseamnă cârnat, salam, parizer, lucrurile astea. Și chiar carnea roșie este considerată un factor de risc dacă o consumăm în cantități mari. Apoi, sedentarismul, bineînțeles, duce la o scădere a funcționalității, spre exemplu, a sistemului imunitar, care poate duce la boli mai frecvent, la boli oncologice. V-am spus, noi știm niște factori favorizanți, dar pentru un pacient anume nu putem niciodată să afirmăm că faptul că el e obez sau faptul că a mâncat carne i-a produs cancerul respectiv. Cu alte cuvinte, e bine să avem o viață organizată sănătos, să facem sport, să fim cât se poate de relaxați în societatea de astăzi, să nu fumăm, să nu facem excese, să ne odihnim, însă nu putem să legăm o boală oncologică de un anumit comportament și să zicem că există o relație certă între cele două la un pacient dat. Domnilor doctor, timpul s-a scurs neașteptat de repede. Nu închei însă fără a vă ruga pe fiecare dintre dumneavoastră pe rând să transmiteți un mesaj telespectatorilor noștri. Domnul doctor Gobeș, vă rog. Cred că lucrul cel mai important pe care îl poate face cineva pentru a-și păstra sănătatea este să facă mișcare, să mănânce rezonabil, să-și păstreze o greutate a corpului rezonabilă,
să aibă activitate fizică și psihică susținute. Asta înseamnă să și citească, dar să și facă sport și, bineînțeles, să se odihnească și să nu facă excese. Le spun eu frecvent pacienților că sportul este cel mai performant medicament, pentru că există și un studiu făcut în Statele Unite ale Americii pe foarte mulți pacienți care au împărțit un grup în două, pacienți de 60 de ani care au fost convins să facă mișcare și alt grup în care nu au reușit să convingă pacienții să facă mișcare. În grupul celor convinși, prezentările la doctor, speranța de viață și consumul de medicamente au scăzut uimitor. Mulțumesc foarte mult, domn doctor Bică. Ca și concluzie așa pentru telespectatorii dumneavoastră, în ceea ce privește dorința acestora de a pleca și a se trata în alte clinici din Europa și Asia Mică, așa, le-aș transmite că există posibilitatea sau de a avea alternativa și de să caute, îi sfătuiesc să caute alternativa și acasă, că e foarte posibil să o găsească. Așa este. Este sigur că găsesc, deci nu foarte posibil, ci cu certitudine găsesc și acasă. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost împreună cu noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Este din nou o lecție extraordinară, o lecție din care putem învăța că sportul este cel mai bun medicament, dar în care putem învăța ceea ce este foarte important, că în România există medici excepționali, există clinici de top care vă pot trata mult mai bine decât în afară. O spun în cunoștință de cauză pentru că acești doi medici sunt pentru noi un exemplu. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați fost alături și nu uitați, prețuiți sănătatea!